Bine v-am găsit, micii mei prieteni! M-am grăbit astăzi să vin la întâlnirea cu voi pentru că am făcut o mare descoperire și m-am gândit că v-ar plăcea și vouă să auziți despre ce este vorba. Vă mai amintiți de renumita fabula lui Alexandru Donici, Greierul și Furnica? V-ați amintit, da? Eu chiar am aici o carte pe coperta căreia sunt acești doi eroi. Iată, greierașul, da, cu vioara lui, pentru că el toată vara cântă, și Coana Furnică, muncitoare, cu sacul de merinde în spate. Păi, vă amintiți, da, că cum venise iarna, greierul, flămând și înghețat, a venit la ușa furnicii, la vecina sa, și a rugat-o să-l primească în casă, pentru că el nu are casă, nu are ce mânca, este foamea, înghețat, iar furnica... Furnică, vă amintiți ce i-a spus? V-ați amintit? Da, da, i-a spus așa. Bine, vecine, dar tu, toată vara, ce ai făcut? Greierașul, nevinovat de tot, i-a spus, cum ce-am făcut? Am cântat. A, ai cântat? Îmi pare bine. Acum joacă dacă poți. Asta știm cu toții, pentru că am citit în fabula lui Alexandru Donici, Greierul și Furnica. Dar am descoperit că povestea nu se termină aici. Prea ar fi fost păcat ca greierul săracul să moară urgisit și n-ar fi stat frumos ca furnica să se poarte așa de rău cu vecinul său. Ea are suflet bun și n-ar putea să facă nimănui vreun rău. Harnică, precum o știm cu toții, dumneiei se supără cam iute, dar numai pentru o clipă. Se îmbunează repede. De aceea, cum a intrat în cuib la căldură, s-a gândit un pic la cele întâmplate mai înainte și s-a înduioșat că greierașul era nevoit să tremure de frig și să rabde de foame pe o vreme ca aceasta. La ea erau de toate. Muncise vara întreagă, adunase în cuib merinde pentru toată iarna și avea atât de multe că putea să ajute și pe alții. Culcușul era cald, căptușit cu paie din grădină, așa că putea să fie gerul cât de mare, înăuntru nici nu-l simțeai. Bine o ducea gospodina. Doar cu copilașii ei, vreo 12 pui, mari cât vârful de ac, avea mereu necazuri, căci făceau multe pozne, așa ca toți copiii. Uite, de vreți să știți, chiar în momentul când greierul bătuse la ușa furnicii, cucoana noastră era supărată că puișorii ei au umblat fără voie la borcanul cu dulceață de vișine și au vărsat-o pe jos. Fac să vede și furnicele astfel de bunătăți pe iarnă, nu doar mămicele voastre. Dar acum îi trecuse supărarea și cucoana furnică se gândește să-l cheme pe cântăreț înapoi, adică pe greier, și să-i dea de mâncare. Se gândea așa. Ia un suflet năgăjit și el. Nu se leagă de nimeni, cântă vara întreagă, singur în câte un colț, cântecul lui iubit și acum, iarna când ninge neîntrerupt și suflă vântul grozav, e fără apărare. Mai știi, Doamne ferește, moare sărmanul, îi zicea îngrijorată furnica. A deschis iute ușa, spunând puiilor să stea cu minți și liniștiți și a ieșit după greier. L-a găsit, da, era aproape, sub o frunză de nuc, tăcut și îngândurat. Ascultă, vecine, ce faci? Ia vino după mine, spuse furnica. Greierul crezu că vrea să râde de el și o privi în tăcere. Hai, hai, vino până la mine, îl îmbie furnica. Adineori eram năgăjită. Și pornind la drum, îi poveste istoria cu borcanul de dulceață, stricat, și vărsat pe podea în culcușul ei de cei 12 puișori cât vârful de ac. Au intrat în casă, gospodina a întins o masă mare cu de toate și încălzit lângă sobă, săturat în lege, greierul se simți în sfârșit fericit și jură că va purta întotdeauna recunoștință vecinii sale, furnica. Furnica se înduioșase destul de mult. Ghemuită în căldura plăcută a culcușului său, îl privea în tăcere pe musafir, cam guraliv, nu-i vorbă, dar foarte cum se cade. Ce fel de suflet are, se gândi furnica în sinea ei. Nu duce nicio grijă, e întotdeauna vesel, nu muncește nimic și cântă. Cântă singur, prin ierburi și prin scurburi, de cum răsare luna și până dimineața,
Cântă și ziua, da, mândru și fericit, ținând de urât celor care sunt la muncă în câmp. Ce se va face acum pe vreme viforoasă, fără culcuș și fără hrană? Vai, bietul greier, de nu s-ar prăpădi, îl jelea furnica pe vecinul său. Bună la suflet cum e, furnica a luat imediat o decizie. Vecine, auzi, vecine, ai mâncat? Îl întrebă pe greier. Bă, dar proste, am mâncat bine, cu mătră, îți mulțumesc din suflet. Îți mai este frig acum? Ba nu, mi-e cald, dar poate vrei să... Spune, ce e? Dacă nu mă înșel, vrei să-mi spui să plec. Uite, eu plec imediat. Vântul bătea atât de tare afară. Greierul s-a întristat puțin, dar cucoana furnică, privindu-l cu blândețe, îi spuse repede, ascultă-mă, vecine, m-am gândit chiar acum. Uite, eu mi-am strâns hrană din belșug toată vara și am și pentru tine. Culcușul nostru e mare, e destul de bun și de cald. Stai și dumneata până la primăvară cu noi, că doar tot suflet ești și e păcat să duci greul iernii. Dacă vrei să-mi fii de ajutor, învați un puișorii să scrie, să citească și să fie cu minți. Dumneata doar ești dascăl de seamă. Spune, primește, vecine, propunerea mea. S-a dovedit că greierașul nostru nu era doar un muzicant talentat, un viorist talentat, mai era și învățat. Și vecina furnică, știind lucrul ăsta, l-a rugat să fie dascăl pentru puișori. În seara aceea a bătut mai tare vântul. Se repezea năvalnic și răscolea omătul, făcându-l valvârteș. Greierul cântăreț era mai fericit ca niciodată. Mâncase din belșug, se încălzise și acum, mulțumit că a scăpat până la primăvară de orice necazuri, își zise, fericit că astăzi n-am mai fost niciodată în viața mea. Simțea că-l pătrunde o adiere caldă și vedea ca prin vis grădina înflorită în zi de primăvară. Cu ochii plini de lacrimi, cu sufletul mișcat, greierașul începu să cânte cântecul lui drag. Puișorii de furnică, mor cât vârful de ac, îl priveau cu respect, iar jucăneasa furnică asculta întuioșată. Iată care este sfârșitul poveștii despre greierul și vecina sa furnică. Mă bucur că am găsit continuarea acestei povești și pentru că chiar îmi era milă de bietul greieraș, cum stătea afară și îngheța de frig. Bună la suflet furnica vecina lui! Mă bucur pentru acest frumos sfârșit de poveste. Dar voi, vă place ce s-a întâmplat mai departe în povestea cu greierul și furnica? Vă place, nici nu m-am îndoit. Știu că sunteți niște copii buni și cu minți care puneți preț pe toate trăsăturile frumoase și bune de caracter a fiecăruia dintre voi. Atât pentru astăzi. În speranța că povestea noastră v-a plăcut, iată, vedeți, eu aici am adunat toți prietenii noștri mici de bibliotecă, cei mai mici, pentru că auzind despre marea descoperire a mea, despre continuarea acestei povești, au dorit să vină mai aproape de mine, fiind foarte, foarte curioși ce se va întâmpla mai departe cu greierul și furnica. Deci, în speranța că v-a plăcut întâlnirea noastră, eu și prietenii mei de aici din bibliotecă, vă spunem la revedere și vă dăm întâlnire și lunea viitoare. Pa, pa!